Doamnelor și domnilor, celebrul Tony Furda va interpreta un număr muzical de mare virtuozitate pe tema sfârșitului lumii, care, ca să mă exprim eufemistic, ne bate la ușă. Maestre, la minor. Credeți că vine ăla marele? Dacă vine ăla marele, ziceau ăștia că se lasă cu 50 de milioane de morți. Patru pe Richter, un cutremuraș? Te rog, e ziua mutării, nu mă agita. Să locuiți sănătoși! Simți fluxul ci? Ce să simt? Fluxul ci, energia pozitivă. Nu pe bune, simțiți? Cu tremur să văd! Dă stânda la oră! Spune-mi și mie cine e Ivon și cine e Cătălina Zdranță. Tu realizezi că habar n-am despre cine vorbești? Nu spune că ai un bebe cu Zdranță? Atâta te rog. Am înțeles că sunteți actor. Îmi cer scuze, nu cred că v-am văzut în nimic. Păcat, în nimic am fost deosebit de bun. Vedeți pe moșul Nicolae acolo de sus. Ce că ar fi impresar la o agenție din Londra. Au! Lasă-mă să fiu prosopul tău! Și mai bolnav decât prevede legea. De ce? Că-mi place frumosul în natură? Ei, fetelor, știți câte mățe de-astea ca voi am compostat eu în viață? Câte? Niciuna! L-am cunoscut luna trecută. În fix o săptămână mi-a făcut viața varză. Dacă vrei să organizăm o seară eșangistă. Ieri am fost încă în faza romantică, dar de seară sper să-mi scriu. Istoria demonstrează că dintotdeauna nevestele își doresc o noapte romantică la hotel, în timp ce pițipoancele se visează la cratiță. Sunt grasă. Cine a zis că ești grasă? Cântarul. Băi, fata e un miracol. Sunt fericit că după primul meu zbor din 71. Știi câte fete ca tine am cunoscut eu în viața mea? Nu, câte? Niciuna. Aduce femei la mine în casă. Nu aduce femei, Kitty, aduce o femeie. Nu pot să cred ce tută sunt. Mă e cu liru-liru, că noapte romantică, că sparge în cică monotonia. Și când colo tu organizezi serp culturale în patul meu. Depresia e o boală serioasă. Dacă nu tratezi, se poate ajunge oricând la chestii grave. E momentul să ne pregătim sufletește pentru marele final. N-a venit în 6-6-2006. N-a venit de 21-12-2012. Dar, doamnelor și domnilor, e pe drum. A zis 6, cât? 9?